ceea ce părea simplu la început s-a dovedit a fi mai complicat. Pomușoarele sunt fructe fragile. Ele cresc greu și în cantități mici, iar termenul lor de păstrare este mai scurt decât la alte fructe. Așa am ajuns mai mulți producători să înființăm Cooperativa de Întreprinzători Mubere, o platformă care vrea să valorifice aceste produse. Noi suntem unici pe piața din Republica Moldova, pentru că recoltăm pomușoare mai rar întâlnite. Produsele noastre sunt făcute după rețetele și tradițiile vechi basarabene. Produsul care ne caracterizează și de care ne mândrim este pastelata, un desert făcut din fructe pasate cu adaos de pomușoare, care se deshidratează timp de 2 zile la temperatură de 50 de grade. Ne-a luat 2 ani de zile să povestim oamenilor despre produsul nostru. La expoziții mereu mergem personal, pentru că cea mai mare plăcere o primim atunci când vedem că oamenii ne caută. Asta ne motivează să ne continuăm activitatea, iar tendințele din ultimii ani a consumatorilor spre mâncarea sănătoasă ne încurajează.